Beneficiarii cardurilor de energie pot folosi banii și pentru a cumpăra lemne de foc. Acest lucru este posibil dacă beneficiarul cumpără material lemnos și primește în schimb factura. Lemnele se vor cumpăra cu bani din buzunarul beneficiarului, iar mai apoi, pe baza facturii, poșta va restitui suma aferentă cardului de energie, mai exact 700 de lei. Cardurile de energie pot fi folosite pentru plata facturilor la energie electrică, termică, dar și gaze naturale. De asemenea, beneficiarii își pot achiziționa și lemne de foc, însă nu mulți știu cum să procedeze pentru a reuși să facă acest lucru. În lege este specificat faptul că lemnele trebuie cumpărate de la ocoalele silvice sau de la pădurari sau de la orice persoană juridică sau unitate care poate emite factură. Oamenii se prezintă la noi cu valoarea voucherului sau peste valoarea cât vrea să cumpere, noi dăm actele necesare, cu actele merge la poștă și cu voucherul pentru decontare. O să le deconteze cât are pe voucher. Poate să ia lemne de 1500 de lei, de 2000 de lei, dar îi decontează doar pe 700 care are pe voucher. Deci oamenii cumpără cu banii cash, iar mai apoi le dați bonul. Da, cu actele care le dăm noi merg la poștă cu voucherul respectiv. Ne spuneați că puteți vinde doar anumite sortimente pe acest voucher. Doar lemn de foc. Lemnul care îl avem ca lemn cere e tot pentru foc, dar din câte am înțeles, poșta nu decontează din cauza denumirii cere. Beneficiarii știu că pot folosi cardurile de energie pentru a cumpăra material lemnos, însă nu mulți știu cum să facă acest lucru. Este bine că totuși pot cumpăra da, și lemne. Că își pot asigura măcar un minim pentru... Pentru omul necăjit sunt bune venite. Știți că se pot cumpăra și lemne, pot merge la Ocolul Silvic, cumpără lemne și mai apoi își primesc bani. Nu știu dacă se poate cumpăra. Ba da, se poate, vă mergeți cumpărați lemne de 700 de lei și se dă bani înapoi oamenilor care beneficiază. Nu știu, eu sunt cam bolnav de prea umblu din colo colo. Acum, uite, ieși din spital și... Dar este un ajutor, adică oamenii își pot cumpăra lemne pentru iarnă, se aproviziune. E foarte bine. E un lucru bun, că îi ajută statul să plătească... Curentul, să-și cumpere lemne. Da, da, și le dă bani și pentru lemne și pentru ajutoare. Prima tranșă a sprijinului, în valoare de 700 de lei, va putea fi utilizată până la data de 27 decembrie 2023. În luna septembrie, românii care fac parte din categoriile vulnerabile vor primi încă o tranșă de 700 lei pentru plata facturilor la energie.